Polițiștii timișeni au fost la datorie pentru ca întreaga comunitate să se bucure în siguranță de mini-vacanța prilejuită de ziua de 1 mai și de Sfintele Sărbători Pascale. În perioada 1-6 mai 2024, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, atât în zonele cu aflux mare de persoane, cât și în proximitatea lăcașurilor de cult, polițiștii au acționat zilnic împreună cu celelalte instituții ale statului, cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. În urma activităților desfășurate au fost aplicate o 1033 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 300.000 de, lei, dintre care 314 au fost avertismente. În fapt, la data de 6 mai, polițiștii orașului Sint O Mare au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că în localitatea Sânt Petru Mare ar fi observat un conducător auto care ar fi intrat în coliziune cu două autoturisme staționate în parcarea unei stații de alimentare cu combustibil, ulterior deplasându-se într-o direcție necunoscută. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au reușit depistarea autoturismului în localitatea Sâmpetru Petru Mare, precum și conducătorului acestuia, un bărbat în vârstă de 37 de ani. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, a rezultat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,97 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere, precum și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș Severin. La data de 4 mai, în jurul orei 11, polițiștii secției 5 rurale Belinț au oprit pentru control pe strada Cloșca din municipiul Lugoj, un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 50 de ani. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,84 mg per litru în aerul expirat. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.